Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am găsit! Sunt Dorina Gherganov și vă prezint ora știrilor. Iată care sunt cele mai importante subiecte ale zilei. În timp ce moldovenii sunt izolați de lume, Igor Dodon și alaiul care îl însoțește a plecat pe muntele Athos, iar Ion Chicu este socru mare, asta deși nunțile sunt interzise. Unii mor de foame, iar alții aruncă pâine la gunoi. Angajatul unui magazin a fost surprins în timp ce dădea la coș mai mulți colaci. Europa înăsprește restricțiile legate de coronavirus, Ucraina și-a închis granițele, iar Moldova nu exclude că ar putea să-i urmeze exemplul. Zis și făcut, așa cum a promis, Partidul Șora a inaugurat iluminarea stradală a întregului oraș Taraclia în termenii stabiliți. Președintele Igor Dodon a plecat totuși pe muntele Athos din Grecia, așa cum a anunțat miercuri primarul de Bălți, Renato Usatăi. Șeful statului a scris pe Facebook că s-a dus să se roage pentru binele poporului și a transmis opoziției să nu-și ia păcate pe cap. Asta deși joi, când a fost întrebat de reporterul televiziunii centrale dacă afirmațiile lui Renato Usatăi despre viitoarea sa călătorie în Grecia sunt adevărate, Dodon a sugerat că primarul de Bălți este balabol. Acest sfârșit de săptămână îl voi petrece în smerenie și rugăciune împreună cu călugării de pe muntele Athos. Ca în fiecare an în această perioadă, ne vom ruga împreună pentru poporul nostru, pentru o Moldovă care să trăiască în pace și unitate, a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook înainte de plecare, cerând celor care l-au criticat să nu transforme pelerinajul în luptă electorală. Miercuri, primarul de Bălți, Renato Usatăi, a publicat un document oficial în care se arată că Igor Dodon urmează să ajungă în Grecia prin România și va fi însoțit de o adevărată armată de agenți de securitate. Potrivit politicianului, împreună cu șeful statului, ar călători 14 bodyguards înarmați cu pistoale și peste 200 de gloanțe, ministrul de interne Pavel Voicu și directorul adjunct al Serviciului Protecție și Pază de Stat, Petru Corduneanu. Eu presupun că Dodona nostru, pe lângă o odihnă și o întâlnire secretă cu cineva din Federația Rusă, are planul să ducă să mai tragă vreo două rugăciuni. Iată все за деньги молдавских налогоплательщиков. Dacă astăzi nu plec, atunci cine e balabol? Răspunsul la întrebare la veți. În caz dacă eu voi pleca într-o anumită deplasare, voi vă informa personal. Iar deputatul platformei DA, Iurie Reniță, a declarat că 15 agenți de securitate îl vor însoți pe Dodon până la București, doar doi dintre ei vor merge cu el mai departe. Totodată acesta a mai spus că șeful statului va fi însoțit de alte 10 persoane, printre care fratele său Alexandru Dodon, directorul Chișinău Gaz Oleg Teterea și deputatul PSRM Vlad Batrâncea. Din delegație ar mai face parte și Serghei Gaiciuc, despre care presa a scris că ar fi finul de cununie al președintelui. În compania șefului statului ar mai fi fostul deputat rus Oleg Paholkov, care a fost anterior oaspetele lui Igor Dodon la reședința de la Condrița. Redacția noastră a cerut purtătorului de cuvânt al președinției lista completă a persoanelor care îl însoțesc pe Igor Dodon. Carmen Alupei a precizat că vizita este una privată și nimeni dintre angajații instituției nu merge cu șeful statului, fără să spună cine face parte din delegație. De asemenea, aceasta a mai precizat că fiecare persoană își achită călătoria din propriul buzunar. De la începutul mandatului de președinte, Dodon și-a făcut un obicei din a vizita muntele Athos, fiind însoțit de un grup de deputați socialiști și oameni din anturajul lui. Săptămâna trecută, Dodon și soția sa s-au odihnit la un sanatoriu din Moscova, în timp ce copiii lor erau la mare în Turcia cu fratele său, dar și cu mai mulți apropiați ai familiei prezidențiale. Anterior, jurnaliștii au scris că în ultimii ani cuplul a mers în vacanțe exotice în Maldive, Seychelles, Dubai și în Grecia, unde s-ar fi odihnit la o vilă exclusivistă de pe malul Mării Egee, gestionată de familia fostului procuror general al Rusiei, Yuri Chaica. De fiecare dată, președintele a refuzat să spună de unde are bani pentru răsfăț. În condițiile în care sute de cupluri din Moldova au fost nevoite să își amâne data nunții din cauza interdicțiilor impuse pentru a opri răspândirea pandemiei de coronavirus,
Premierul Ion Chicu ar fi astăzi socru mare. Nunta fiului prim-ministrului ar urma să aibă la o vinărie din țară. Zona este împânzită de agenți de securitate care permit să treacă doar mașinile care aduc invitații. Mai mulți jurnaliști au încercat să ajungă la fața locului, însă au fost opriți din drum fără să primească vreo explicație. În luna iunie, premierul Ion Chicu declara că fiul său nu și-a anulat nunta care urma să aibă loc la sfârșitul verii, menționând însă că înțelege că va fi nevoit să facă acest lucru, întrucât pandemia nu se va încheia până atunci. Menționăm că ceremonia are loc, deși, potrivit hotărârii Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică din 26 august, organizarea nunților și cumetriilor este interzisă în această perioadă. Contactat de noi, consilierul pe comunicare al premierului Boris Harea nu ne-a răspuns la telefon pentru a ne oferi o reacție. Liderul formațiunii Partidul Nostru, Renato Usatăi, și-a anunțat candidatura pentru fotoliul de șef al statului. Acesta a candidat la parlamentarele din 2014, însă atunci Partidul Patria, pe listele căruia era, a fost exclus din competiție pentru finanțare din străinătate. Usatăi a câștigat procesul la CEDO. Totodată Promolex anunță că partidele care și-au grăbit să își anunțe candidații înainte de începerea perioadei electorale riscă să nu fie înregistrate în cursă. O să vă spun direct. Nu sunt nici departe un om ideal. Am neajunsuri ca fiecare din voi. Uneori există motive pentru care trebuie să fiu criticat. Dar în prezent, cetățenii Moldovei nu au nevoie de un președinte icoană în fața căruia să se închine. Poporul Moldovei are nevoie de un președinte, nu de un culoc boțât. Alegerile prezidențiale din acest an sunt programate pentru 1 noiembrie. Politicienii care au anunțat că vor candida sunt președintele PAS Maia Sandu, liderul partidului Platforma Da Andrei Năstase, fostul primar de Chișinău Dorin Chertoacă și liderul PUN Octavian Țicu. Între timp, Asociația Promolex a anunțat că cei patru ar putea să nu fie înscriși în cursă, întrucât candidaturile lor au fost propuse înainte de data legală de anunțare a concurenților la scrutinul prezidențial. Am contactat Comisia Electorală Centrală pentru a afla dacă există probabilitatea de excludere a acestora din cursa pentru fotoliul de președinte, însă ni s-a spus să revenim cu un sunet săptămâna viitoare. Președintele cec, Dorin Cimil, a precizat însă pentru alte instituții de presă că cei patru candidați vor trebui să fie desemnați repetat pentru funcția de președinte de partidele din care fac parte, pentru a fi incluși în campania electorală. Potrivit Promolex, peste 3.280.000 de moldoveni au drept de vot. Pentru alegerile din această toamnă a fost alocat un buget de 167 de milioane de lei. Unii politicieni au declarat însă că scrutinul ar putea fi amânat din cauza numărului în creștere de cazuri de infectare cu noul coronavirus. Dacă va avea loc, acesta se va desfășura în condiții de pandemie. Alegătorii vor trebui să poarte măști, să păstreze distanța socială și să folosească propriul pix. Și partidul lui Vlad Filat și-a anunțat pretendentul pentru fotoliul prezidențial. Este vorba despre fostul președinte al formațiunii, Tudor Deliu. Anterior, PLDM a chemat partidele PAS și Platforma DA să desemneze o candidatură comună, dar propunerea nu a fost acceptată, cele două partide refuzând să se asocieze cu imaginea lui Vlad Filat, care a fost condamnat pentru escrocherie și acte de corupție. În plină criză pandemică, pâinea ajunge la gunoi. O astfel de situație poate fi văzută în tomberoanele amplasate pe o stradă din sectorul Botanica al capitalei, unde au fost aruncați zeci de colaci. Imaginile revoltătoare au ajuns pe internet după ce au fost filmate de un martor indignat de atitudinea unui angajat dintr-un supermarket. Echipa noastră de filmare s-a deplasat la fața locului și a aflat că nu este pentru prima oară când cantități mari de produse alimentare ajung la gunoi. Chișinău, intersecția străzilor Titulescu și Zelinski, aproximativ ora 22. Un tânăr cu ecuson la piept aruncă pâine dintr-un coș alimentar în containerul pentru gunoi. Nu se grăbește nicăieri, iar mișcările lui rutinate denotă faptul că nu face asta pentru prima dată.
În dimineața următoarei zile, tomberoanele sunt goale, dar sunt prezenți oameni ai străzii care scotocesc în interior. Cu siguranță știu ei că pot găsi aici de aleguri. Indignați, locuitorii caselor din preajmă spun că astfel de situații au mai avut loc până acum. Aceste produse ajung aici doar de la magazin. Oamenii nu aruncă așa. De ce le aruncă? Înseamnă că sunt obligați de administrație, ca oamenii să nu le ia. Există persoane defavorizate, aziluri de bătrâni, copii din internate care știu prețul pâinii, dar aici pâinea ajunge cu saci, înțelegeți? Și nu e vorba de o zi sau două, este mereu așa. Înțeleg câte o pâine, două, care a expirat, dar aici ajung câte 15, 20, 30 de bucăți, cum am spus, cu saci. Cei mai revoltați sunt oamenii în vârstă, care spun că pe vremuri nici nu își puteau imagina că pâinea poate fi aruncată. La ce pensii și salarii avem să arunci produsele, oamenii nu înțeleg că bucata de pâine trebuie prețuită. Pe timpul blocadei Leningradului adunam fărâmituri ca să avem ce mânca, dar acum se aruncă. Doar nu trăim în bogăție. Nu e frumos în primul rând. În plus, nu e bine să arunci pâinea. Chiar și o bucățică, dacă o vezi, o muți în altă parte ca să nu o calce nimeni, dar nu trebuie să o arunci. Pâine, mai ales colacii, mă doare sufletul când văd că este aruncată. Am avut o copilărie grea, sunt un om bătrân, am 80 de ani, nu se poate așa ceva. Mai mulți trecători nu și-au putut ascunde nemulțumirea și au cerut pedepsirea făptașilor. Așa oameni trebuie pedepsiți dur, de exemplu să primească o amendă usturătoare. Unii oameni sunt convinși că poate fi găsită o soluție mai bună pentru această problemă. Sunt foarte multe persoane nevoiașe, oameni flămânzi, fără adăpost și alții. Pâinea trebuie trimisă la casele de copii sau la azilurile de bătrâni. Dacă tot o aruncă, mai bine să o încarce într-un cărucior și să le dea voie oamenilor să o ia. Pe aici mulți oameni fără adăpost trec. Reutilizarea pâinii este un proces destul de costisitor, așa că e mai simplu pentru antreprenori să o arunce. Asta deși există reguli conform cărora toate produsele din panificație, care au termenul de valabilitate expirat, trebuie trimise la reutilizare unor fabrici specializate, spun specialiștii. Există mai multe întreprinderi de acest fel în Moldova, spune șeful adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, Oleg Liscenco. În țară există în jur de 6 unități care autorizate la moment, asta ce pot să vă spun eu, conform codului contravențional al Republicii Moldova, agenții economici vor primi o amendă de la 60 până 120 de unități convenționale. Liscenco a mai declarat că ANSA cunoaște despre cazul din sectorul Botanica după ce a primit mai multe sesizări și a promis că în timpul cel mai apropiat specialiștii vor lua măsurile necesare. De persoane au fost diagnosticate cu infecția COVID-19 în urma efectuării a 1765 de teste. Potrivit datelor publicate, 3 cazuri sunt cu transmitere externă din Turcia și România. Printre cei care au luat noul coronavirus se numără și 20 de angajați ai sistemului medical. De asemenea, 4 persoane au pierdut lupta cu virusul periculos. În același timp, 546 de pacienți sunt în stare gravă, iar 34 sunt conectați la aparate de respirație asistată. Până acum, în Moldova, au fost confirmate 35.904 cazuri de îmbolnăviri cu noul coronavirus, iar 981 de cetățeni au murit din cauza virusului ucigaș. Coronavirusul câștigă din nou teren în Europa. Mai multe țări au anunțat reintroducerea unor noi măsuri dure pentru a putea controla răspândirea infecției, scrie BBC. Astfel, România menține țara noastră în lista statelor cu risc sporit, iar Ucraina și-a închis granițele. Între timp, autoritățile de la Chișinău au actualizat lista țărilor din zona roșie, iar moldovenii care vin de acolo trebuie să stea în carantină. Iar ANSP-ul nu exclude că și Moldova și-ar putea închide frontierele dacă situația se va agrava.
Ministerul Sănătății a publicat lista țărilor cu risc sporit de transmitere a COVID-19 clasificate ca zonă roșie, printre ele România, Ucraina, Franța, Israel, Spania, Suedia și Statele Unite ale Americii. Astfel, cei care vin din aceste state sunt obligați să se autoizoleze pentru 14 zile. Nu vor sta în carantină doar moldovenii care vin din Turcia, Rusia și Bulgaria. Iar Agenția Națională pentru Sănătate Publică susține că dacă situația se va agrava, ar putea fi sistate mai multe activități și închise hotarele. Totodată, Ucraina și-a închis frontiera inclusiv pentru moldoveni, iar măsura va fi valabilă până în 28 septembrie. Totuși, vor putea ajunge acolo anumite categorii, printre care șoferii curselor regulate de pasageri, cei care se află în tranzit, dețin permise de ședere, care își fac studiile acolo, militarii și diplomații. Toți trebuie să prezinte testul negativ la coronavirus, în caz contrar vor fi obligați să stea în carantină. Totodată, autoritățile de la București au actualizat lista țărilor cu risc sporit de infectare, din care face parte și țara noastră. Astfel, moldovenii care ajung peste Prut vor sta în carantină 14 zile. În schimb, printre țările care au relaxat puțin restricțiile, este Rusia, care își promovează decizia prin dezvoltarea unui vaccin anticoronavirus, care nu este deocamdată acceptat de comunitatea europeană. Colectivul Centrului de Triere COVID-19 a decis să doneze premiul național primit joi pentru participarea în lupta împotriva coronavirusului. Potrivit șefului instituției, Denis Cernelea, toți medicii din cadrul instituției au fost de acord să doneze cei 100.000 de lei primiți din partea guvernului cu ocazia Zilei Independenței. Astfel, trei copii cu maladii grave vor primi câte 20.000 de lei, iar o colegă de a angajaților care suferă de o boală incurabilă va primi 40.000 de lei. Centrul COVID-19 a fost inclus în lista instituțiilor care au fost premiate joi cu premiul național în cadrul unei ceremonii organizate cu ocazia Zilei Independenței. Pentru a putea organiza evenimentul, autoritățile au modificat regulamentul cu privire la organizarea de concerte în spații închise, în așa fel ca acestea să fie posibile atât timp cât nu au și spectatori. Peste 1.000 de părinți au semnat o petiție prin care cer autorităților să revizuiască regimul de lucru al grădinițelor de stat. Potrivit lor, activitatea instituțiilor preșcolare ar trebui să fie în coordonanță cu regimul lor de lucru, adică între orele 8 și 18. De cealaltă parte, Comisia Națională Extraordinară pentru Sănătate Publică a decis astăzi că programul acestora va fi stabilit de administrația instituției, fiind coordonat cu fondatorul sau administrația publică locală. Totodată, membrii comisiei recomandă ca micuții să fie însoțiți spre și de la instituția de educație timpurie de una și aceeași persoană cu vârsta mai mare de 16 ani. Precizăm că grădinițele își vor relua activitatea din 1 septembrie după ce au fost închise în luna martie din cauza pandemiei. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a cumpărat un sfert din acțiunile companiei Vestmol Transgaz, care operează conducta de transport gaze nou construită Ungheni-Chișinău. Anunțul a fost făcut de BERD printr-un comunicat în care se menționează că a investit 20 de milioane de euro ca parte din majorarea de capital a companiei. Conducta de gaz Ungheni-Chișinău cu o lungime de 120 de kilometri a fost curând finalizată, însă lansarea a fost amânată. Autoritățile moldovenești nu au dat o explicație cu privire la reținerea inaugurării, însă au sugerat că ar fi din cauza pandemiei. De cealaltă parte, Bucureștiul a declarat că gazoductul Ungheni-Chișinău, care se interconectează cu rețeaua română de transport de gaze prin conducta Iași-Ungheni, poate fi deja folosit, însă nu la capacitate maximă. Țara noastră depinde în proporție de 90% de importurile de energie, iar gazoductul ne va permite să diversificăm sursele.
După 29 de ani de beznă, ieri de ziua independenței, noua conducere a orașului Taraclia, echipa lui Ilan Șor a inaugurat iluminarea stradală a întregii localități. Astfel, regiunea de sud a țării se poate mândri cu unul dintre cele mai moderne sisteme de iluminat public stradal din țară. Aici a fost instalată o rețea electrică nouă cu o lungime de 65 de kilometri, iar peste 2500 de becuri LED iluminează străzile orașului. Liderul partidului Șor, Ilan Șor, a menționat că echipa sa a rezolvat problema iluminatului stradal în Taraclia, care fusese una cronică în oraș. Dragi prieteni, proiectele de infrastructură în Taraclia abia s-au început. Noi vom munci în continuare. Eu nu am glumit când am spus că voi face din Taraclia Nisa moldovenească și perla de sud a țării. Primarul din Taraclia, Veaceslav Lupov, a precizat că proiectul a fost finalizat în termenii promiși de Ilan Șor. Vrem să vă spunem că ne-am străduit foarte mult ca anume de ziua independenței să asigurăm cu iluminat stradal întreg orașul și nouă acest lucru ne-a reușit. Prezenți la eveniment, deputații partidului Șor au declarat că Taraclia a devenit cel mai iluminat oraș din sudul țării, iar proiectul a fost realizat calitativ și în termeni restrânși. Acesta este cel mai mare proiect al partidului Șor în afară de Orhei. Așa noi vedem dezvoltarea țării noastre, așa proiecte concrete încă o dată dovedesc că partidul Șor îndeplinește promisiunile făcute. Locuitorii orașului simt că de ei au grijă, locuitorii orașului simt că ei sunt purtați pe palme și le este luminată calea. Taraclia a simțit substanțiale. Taraclia simte schimbări pozitive și semnificative în oraș și cu emoții și grijă. În continuare vom dezvolta și renaște acest oraș glorios. Locuitorii din Taraclia i-au mulțumit liderului partidului Șor, Ilan Șor, pentru implementarea acestui proiect atât de așteptat de ei. Totul în jur se vede și este cu mult mai bine. Nu este atât de periculos să mergi noaptea pe străzi. Mulțumesc foarte frumos pentru lumină! După ceremonia de inaugurare au fost lansate focuri de artificii. În orașul Taraclia sunt derulate mai multe proiecte de renovare a infrastructurii rutiere și de amenajare a spațiilor publice. Proiectul iluminatului public face parte din angajamentul național cu privire la asigurarea cu sisteme de iluminat stradal a peste 100 de localități din țară, conduse de reprezentanți ai partidului Șor. De la începutul anului, astfel de proiecte au fost definitivate în 10 de localități din mai multe raioane ale țării. De ziua independenței, zeci de locuitori ai municipiului Orhei s-au adunat în fața Casei de Cultură pentru a viziona sub cerul liber filmul istoric Dacii. Pelicula se află pe locul 4 în topul celor mai vizionate filme românești din toate timpurile. Cine sunteți voi? Stăpânii lumii! Filmul Dacii reprezintă o dramă istorică româno-franceză regizată în anul 1967 de Sergiu Nicolaescu, iar acțiunea se petrece în preajma anilor 86-88. Este filmul care ne identifică de fapt pe noi ca națiune, ca neam. Suntem la a doua ediție acestui Cinema Park și lucru frumos este că suntem chiar de ziua independenței Republicii Moldova. Suntem bucuroși că lumea a acceptat provocarea noastră și sunt foarte mulți la această vizionare. Spectatorii au fost încântați și de orchestra Moldovlasca, care a interpretat pentru ei mai multe piese. Orheienii le-au mulțumit organizatorilor și spun că de fiecare dată îi surprind plăcut. Sigur, este o surpriză foarte plăcută. E frumos, e bine. Filmul ne mai întoarce înapoi spre strămoșii noștri, ne mai aduce momente de istorie. Seara a culminat cu un spectacol impresionant cu focuri de artificii, care a colorat și iluminat întreg orașul. Autoritățile locale promit să difuzeze filme în aer liber în fiecare săptămână, cu respectarea măsurilor de protecție pe timp de pandemie. Următorul film urmează să fie difuzat în data de 31 august, adică de ziua limbii române.
O mamă și 4 copii ai săi au ajuns la spital după ce căruța în care se aflau a fost tamponată de un automobil. Incidentul s-a produs ieri seara în apropiere de localitatea Troița Nouă din raionul Anenii Noi. Poliția ne-a comunicat că șoferul automobilului a lovit din spate căruța după ce a fost orbit de lumina unei mașini care se deplasa pe contrasens. Femeia și copiii din hipomobil nu au traumatisme grave, dar au fost transportați la spitalul raional Anenii Noi pentru examinare suplimentară. În urma testării alcoolscopice s-a constatat că șoferul nu era în stare de ebrietate. Oamenii legii stabilesc alte circumstanțe. Postul nostru de televiziune continuă să răsplătească fidelitatea telespectatorilor cu premii valoroase. Primii 7 câștigători ai concursului Privește și Câștigă au intrat în posesia banilor pe care i-au obținut urmărind televiziunea centrală pe parcursul săptămânii trecute, inclusiv în weekend. Ei ne-au spus că acum au motive în plus să stea cu ochii pe noi. Mulțumiți și încântați de premiile bănești în valoare de 1000 de lei pe care le-au câștigat, telespectatorii și-au împărtășit emoțiile pozitive și ne-au spus care sunt emisiunile și serialele lor preferate difuzate de postul nostru de televiziune. Sunt foarte bucuroasă, fiindcă vor să prindă bine. Dar anterior ați mai câștigat? Am mai câștigat și anul trecut, tot am câștigat 3000 de lei. Și anul acesta am hotărât să mai încerc norocul și s-a primit că am avut noroc. N-am crezut până acum, dar îi doresc la tot succes să privească și televiziunea centrală. Iar Ecaterinei Gherciu din satul Hârtopul Mare, raionul Criuleni, i-a surâs norocul în weekend, astfel a câștigat 2000 de lei. Ești foarte bucuroasă după pensia mea care o am, mă bucur. Și privim la televizor. Televiziunea centrală și TV-uri ei. Tot ce arată e tot interesant. Regulile concursului Privește și Câștigă sunt simple. Participanții trebuie să transmită codurile din 4 cifre în ordinea apariției lor pe ecran prin SMS la numărul de telefon indicat pe ecran. Cifrele sunt afișate în timpul emisiei. De luni până vineri, telespectatorii pot câștiga câte 1000 de lei, iar în fiecare zi de weekend câte 2000 de lei. Amintim că datorită sprijinului Fundației Caritabile Miron Șor, a cărui președinte este Ilan Șor, în această vară sute de telespectatori care au participat la loteriile organizate de televiziunea centrală s-au ales cu premii valoroase. Până acum, 328 de oameni au câștigat cadouri de sute de mii de lei și chiar două automobile. Urmăriți și în continuare televiziunea centrală și Orhei TV. Participați la concursurile și loteriile noastre și câștigați! Mini-vacanța i-a scos pe bugetari din casă, în plină pandemie, fără mască de protecție și fără a păstra distanța socială. Locuitorii capitalei au invadat astăzi parcurile și lacurile din Chișinău. În timp ce unii s-au bronzat și au făcut sport, alții au fost la datorie chiar și astăzi. Bugetarii au 5 zile libere pentru a se odihni, chiar dacă suntem în plină pandemie. Chiar și așa, astăzi parcurile din capitală erau pline cu oameni. Aceștia spun că chiar dacă este sfârșit de vară, vremea e destul de prielnică pentru plajă. Care muncesc după aia să odihnesc, tu? Asta e viața. Așa trăim, așa lucrăm și să-i facem. Așa e la Moldova. Anume timpul e bun, pentru că nu am avut chiar posibilitate să ieșim în fiecare zi. La mod dacă se termină vara, ultima săptămână, săptămâna viitoare, dar nu mai ieșim stabil, precis. Astăzi este bine, deoarece aici e mai puțină lume, apa este mai limpede și liniștită, iar pentru copil este o odihnă perfectă. Cei care au ales să se odihnească pe malul lacului la izvor ne-au spus că pandemia de coronavirus nu-i mai sperie și că pot lua virusul oriunde. Totuși, ei s-au arătat deranjați de lipsa dușurilor. Majoritatea persoanelor au doar febră. Nu mai este niciun fel de coronavirus. Această statistică mie nu-mi place, deoarece nu este corectă. Totuși, nu toți bugetarii au beneficiat de zile libere. La datorie i-am găsit pe câțiva salvamari gata să intervină în orice moment. Și ne uităm după dânsii, cum am vedere că să nu și bubeț, să scalde normal. Da, oamenii au voie să scalde în lacurile din Chișinău? N-are voie. N-are voie. Dar de ce credeți că îi permis? Так ну а спуни он лорка и сыну ноти сыну скалды на подаи по любому сыну к сыну.
Noi suntem muncitori sociali și astăzi am lucrat. Dimineața am făcut curățenie, apoi am venit să ne odihnim. Iar pe Moș Ion, angajat al întreprinderii municipale Spații Verzi, l-am găsit curățind havuzul din parcul central al capitalei. Trebuie să lucrăm. Așa o chicată smena. Menționăm că în perioada 27-31 august, angajații din sistemul bugetar au parte de o mini-vacanță care durează 5 zile. Atât pentru această oră, doamnelor și domnilor, eu sunt Dorina Gherganov și vă mulțumesc pentru atenție. O seară liniștită în continuare, alături de cei dragi vouă. La revedere!